pregătim de Paște împreună cu Andreea Raicu și astăzi gătim. Ce gătim, Andreea? Împreună gătim. Da, împreună. Gătim niște drob cu ciuperci. Găsim o variantă vegetariană a drobului și o să mai arăt câteva alternative pentru cei care nu mănâncă deloc carne, pe care poate să le aibă la masa de Paște. De obicei, gătitul se face împreună cu mama sau există cineva care ne ajută, doar că, știi, în perioada sărbătorilor, întotdeauna mie îmi place să merg să duc pachete împreună cu prietenii mei, strâng bani și mergem la bătrâni acasă. Și prefer să fie cineva care se ocupă de mâncare și eu să merg să petrec timp cu oamenii în vârstă, pentru că de ei nu mai știe nimeni, cumva sunt uitați și îmi dau seama cât de important este și vreau să fiu cu ei. Dar îmi place să merg la mama, pentru că acolo se gătește. Mama ta e din București, mama nu? Mama e din București, chiar stă foarte aproape de mine. Pentru că miroase foarte frumos a Paște, miroase a copilărie și cumva se creează așa o atmosferă extraordinar de frumoasă. Cumva Paștele pentru mine are câteva elemente foarte clare. Mirosul de liliac, foarte cald și foarte frumos afară, foarte senin, biserica, pentru că petreceam foarte mult timp la biserică atunci când eram mică, pentru că mergeam cu toți copiii din cartier, și mirosul de drob, mirosul de ciorbă, de miel și de stufat. Ai postit în perioada asta? Îți mărturisesc că la mine cumva e un post în continuu, pentru că eu, nemai mâncând carne decât foarte, foarte, foarte rar, teoretic e un post. La masa de Paște unde vei fi? La masa de Paște întotdeauna acasă, împreună cu familia. E o tradiție, sunt exact aceiași oameni care vin de atât de mulți ani și e ceva de care sunt foarte legată și atașată și nu pot să-mi imaginez să merg în altă parte de Paște. Doamna Lili, cum s-a descurcat Andreea? A tăiat bine? Foarte. Mărunți? Da, este gospodină de săvârșit. Asta că sunt eu chiar aici. Chiar este. Da? Da. De câte ori gătește? Păi, de când lucrez la dânsa, aproape în fiecare zi. A gătit micul dejun, eu am mâncat la dânsa micul dejun, pudincă, care este foarte bun. Ce? Da? Pudincă de chia. Foarte bună. Deci Lili e cea care o ajută pe Andreea în casă. Da. Și pe mine și pe mama, da. Ne-am cunoscut înainte. Da. Bun, acum ce trebuie să mai facem? Verdeața o tocăm, dar nu o punem acum. Urmează să călim ciupercile cu ceapa. După aceea facem un sos din câteva linguri de făină de năut cu ouă, să se lege compoziția, fiindcă nu avem carne. După aia facem compoziția, da. Și o punem în vasul pe care de ulterior îl punem la cuptor. Și gata. Și gata. Se spune că de Paște trebuie să-ți iei ceva nou, piesă vestimentară. Mm-hmm. Am multe lucruri noi, noroc cu colecția de haine pe care o am, încât în fiecare zi pot să am ceva nou. De data asta o să am o rochie colorată, tot din colecția mea de haine, pe care voi fi foarte bucuroasă să o port. Îți mai amintești, Andreea, ce primeai de iepuraș? În fiecare an primeam ceva special, probabil că părinții mei și mătușile și toate rudele găseau, știau ce-mi doresc și îmi ofereau. Dar ce mi se părea incredibil, momentul pentru care așteptam Paștele, era faptul că pe vremea comunismului, mulți nu-și mai aduc aminte sau poate n-au trăit momentul ăsta, nu se găsea nimic. Drept pentru care mama mea aducea tuturor copiilor din familie ouă de ciocolată, ouă cu surpriză de ciocolată. Deci era momentul cel mai fericit, pentru că de obicei ouăle se sparg înainte să se înceapă masa. E, fiecare își lua ou colorat și era... Făceam campionate de spart ouă. Și înainte să se spargă ouăle, noi primeam aceste ouă de ciocolată cu surprize și nu mai mișca nimeni, pentru că noi desfăceam ouăle, le mâncam și ne uitam la surprize. Mi-aduc aminte că la un moment dat strânsesem o tavă întreagă cu surprize din ouă. Era, știi, acum gândindu-te înapoi, e amuzant, știi cum... Dar atunci era ceva fantastic, să primești un ou cu surpriză, că nu exista. Adică... Văd în spatele tău foarte multe fotografii pe mama, pe tatăl tău. Și bunica aici avea 94 sau 95 de ani, cred. Am din toată lumea câte puțin. Cu siguranță am din fiecare câte ceva care m-au făcut cine sunt în ziua de astăzi și mă simt foarte norocoasă că... i-am avut alături de mine, pentru că m-au învățat foarte mult. M-au învățat niște valori extrem de frumoase, m-au învățat respectul față de oameni, m-au învățat
Mi-au dat foarte multă dragoste și asta m-a ajutat să pot să dau și eu la rândul meu. Andreea ar avea multe de povestit despre sărbătorile petrecute în familie de-a lungul anilor, dar când gătește, nu pierde nicio clipă din vedere bucatele de pe foc. Cu ajutorul lui Lili, drobul pregătit pentru masa de Paște este gata să fie băgat la cuptor. Pe lângă drob, mă rog, și lucrurile care se află pe masă tradiționale pentru Paște, bineînțeles că o să fie brânză, o să fie foarte multe legume, dar pentru oamenii care mănâncă, nu vor să mănânce deloc carne, am găsit tot felul de variante. Asta este pasta de leurdă, care se face foarte, foarte simplu. E leurda din piață pe care o găsești oricând, adică mă rog, oricând în această perioadă, care se pune în blender cu semințe de floarea soarelui, cu coriandru, cu sare, cu lămâie, cu sare, cu piper și cu ulei de măsline. Pasta de caju cu turmeric și ea se face foarte simplu. Înainte să te culci, seara pui într-un bol alunele caju, le lași să se hidrateze, dimineața te trezești, le pui în blender, le mixezi și pui turmeric. Arată foarte bine ca design așa, coloristic. Și pasta de măsline. Și cu ardei. Cu ardei roșu. Cu ardei roșu, galben sau de care ai. Poți să le mănânci și te rog să guști să-mi spui dacă îți plac. Că tot spuneam că trebuie să fim colorate de Paște. Exact. Și mâncarea trebuie să arate masa de... Hai să gustăm acum, nu? Nu tu. Gust eu? Da. Haideți. Așa. Așa. Cum e? Nu trebuie să spui că e bun dacă nu-ți place. Are gust a busuioc. Ai pus și busuioc? Mm-hmm. Ah, vrea și... Vrea și Efi, vrei și tu? Da, normal că vrea. Nu pot să-ți dau, nu cred că mă lasă Andreea. E, nu. Nu? Pot să-i dau? Uite ce prietenos. Hai, lăbuță. Hai, lăbuța. Frumos. Bravo, Efi. Mănâncă, normal. E bun? Mănâncă absolut tot ce mănânc eu. E foarte bun. Are și... Am simțit busuioc cu o aromă foarte bună. Coriandru. Hai să continuăm. Hai, continuați. Și Efi e foarte fericit. Hai. Hai. Gata? Da. Hai să vedem. Hai să vedem ce a ieșit. Mamă, ce bine arată. Foarte wow, bine. Wow, de ce bine miroase. Păi cam asta este. Cam asta este. Nu, vreau să înțelegeți că nu, asta nu e toată mâncarea pe care o vom avea de Paște pe masă. Sunt doar câteva variante, pentru că la masă de Paște, având în vedere că vin foarte mulți oameni, vor fi și preparate tradiționale.